Moise a fost omul pe care Dumnezeu l-a ales pentru o lucrare extraordinară. Dar ca Dumnezeu să se poată folosi de el, nu i-a trebuit nici un an, nici doi ani, ci 80 de ani ca să-l formeze. E o viață nu prea scurtă. De multe ori noi ne grăbim, dar când Dumnezeu vrea să formeze un caracter, el își ia timp. El nu se grăbește. Și în prima parte vedem că Moise a fost educat în Egipt, timp de 40 de ani. 40 de ani Moise a absolvit toate academiile vremii de atunci și a ajuns un om foarte învățat. De multe ori, poate, pocăiții sunt acuzați că sunt împotriva științei, împotriva culturii, ceea ce este foarte fals. Când eram copil, se mai spunea la școală și unii profesori chiar spunea crede și nu cerceta, referindu-se la pocăiți. Și când aveam ocazia, le spuneam că nu e adevărat. Ca să crezi, trebuie să cercetezi. Nu poți să crezi până nu cercetezi, până nu te aprofundezi. Dumnezeu a trebuit să se folosească de Moise, dar înainte de a se folosi, Moise a trebuit să învețe timp de 40 de ani. Și a mers și la o facultate, și a mers și la alta, și a mers și la alta, și l-a absolvit pe toate, cele mai mari facultăți ale vremii de atunci. Cred că oriunde a intrat creștinismul, a intrat și civilizația. Și dacă merg creștinii în zone să facă evangelizare, de cele mai multe ori ei și civilizează acele locuri necivilizate. Și de fapt, marile universități ale lumii, ca Oxford, Harvard sau Yale sau altele, au fost înființate de creștini. Fondatorii marilor universități au fost creștini. Au avut dorința ca oamenii să învețe. Și pot să aduc îndemnul acesta în fața dumneavoastră să învățăm. Și dumneavoastră, ca și părinți, să stați de copiii dumneavoastră ca să învețe. Este drept că nu toți au avut condițiile necesare pentru a învăța. Părinții noștri au crescut în condiții foarte, foarte grele. N-au avut banii necesari, n-au avut, eu știu, elementele necesare ca să meargă la nu știu ce universități. Dar când sunt create condițiile, dacă Dumnezeu, cum a fost în cazul lui Moise, provenea dintr-o familie de robi, el era evreu, părinții lui erau robi în Egipt. Mai mult decât atât, s-a dat un decret ca toți băieții care se nasc să fie omorâți. Și totuși Dumnezeu, în providența lui, orchestrează lucrurile în așa fel ca Moise să ajungă la palatul lui Faraon și acolo să învețe. Și Moise a învățat. Ne luminează orizontul, ne face mult mai pricepuți în ale vieții, ne îmbunătățește condițiile de viață, învățătura. Și de aceea vă îndemn, frați și surori, din exemplul acesta al lui Moise, să stați de copiii dumneavoastră să învețe. Iar voi care sunteți tineri, care, eu știu, sunteți studenți, că ați venit acum unii dintre voi cu liberul de 1 decembrie, băgați bine pe urechi. Dumnezeu nu e împotriva științei, împotriva culturii. Dumnezeu, din contră, le spunea poporului evreu, tu să fii cap, nu să fii coadă. Nu e frumos ca un copil de pocăit să fie ultimul din clasă. E o mare problemă acolo. El trebuie să fie primul, nu să fie ultimul. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Să învețe. Spunea cineva, păi la ce să învețe fata mea? Păi să mărite, după aia cu copiii. Păi e o mare diferență când o femeie care știe, care are școală, care cunoaște, educă niște copii și una care e așa cum e. E mare diferență. Dar
Vedem din viața și experiența lui Moise că nu e suficient doar să faci anumite școli și să-ți faci capul mare și să ai multă cunoștință. Moise, în școala Egiptului, și-a căpătat anumite trăsături negative. Una dintre ele este încrederea în sine. Biblia spune, cunoștința îngânfă. Moise, la un moment dat, a zis el, știu eu să rezolv problemele. Mă duc eu și văd care e problema cu poporul meu, cu frații mei și le rezolv eu. El credea că știe. Și avea o mare încredere în el, în el însuși. Apoi Moise era un om foarte iute, un om foarte mânios. Ne relatează Scriptura că atunci când a văzut că un egiptean îi face o nedreptate unui evreu, i-a dat una și l-a terminat. Școala Egiptului nu a creat în el acea caracteristică a blândeții. Moise era un om grăbit, un om foarte pripit, s-a grăbit să acționeze, nu a așteptat timpul lui Dumnezeu, momentul lui Dumnezeu. Dacă stătea în prezența lui Dumnezeu să aștepte, Dumnezeu îi spunea, Moise, stai că mai sunt încă 40 de ani. Și nu acționa, pripit, grăbit. Nu e suficient să învățăm și să cunoaștem și să știm, deși trebuie să facem lucrul acesta, dar nu e suficient. Cunosc și poate și dumneavoastră cunoașteți și am auzit multe relatări despre oameni mari, despre oameni capabili, oameni învățați, dar fără caracter. Am citit într-o carte scrisă de un austriac, prin 1970 a scris el cartea asta, e tradusă și în limba română. Am cumpărat-o, mă plimbam o dată prin Sibiu, eram prin Sibiu și am văzut Libreria Humanitas. Și am intrat acolo să cumpăr niște cărți și mi-am cumpărat eu mai multe cărți, adică mi-am luat din raft. Și eram cu un frate de-al meu. Și a zis, dă-le mă încoace. Și mi le-a luat pe toate. A, stai că mi le cumperi tu, foarte bine, cumpări-mi. Încolo el s-a dus și mi le-a pus înapoi în raft. Dar am luat eu una, cele 7 păcate capitale ale lumii, cele opt păcate capitale ale lumii civilizate, se intitulează cartea. Autorul, așa cum v-am spus, e un austriac și el a fost laureat al premiului Nobel și la medicină și la biologie și vorbește el despre păcatele acestea capitale ale lumii noastre civilizate. Dar dă un exemplu, într-un alt context, eu îl iau și îl pun în contextul acesta. Spune el o întâmplare care zice în carte că e adevărată. Un tânăr, foarte bogat, foarte deștept, a vrut să se căsătorească și spune în carte că s-a dus la o agenție din aceasta matrimonială să caute o nevastă. Și acum agentul agenției, când a văzut cine e, s-a gândit că îi trebuie o fată foarte bogată, pentru că el e foarte bogat. Și a început să descrie fata care au găsit-o. Are nu știu câte proprietăți la Paris, la Viena, nu știu unde, și face el... Mie nu-mi trebuie o astfel de fată. Bogat sunt și eu, nu-mi trebuie o fată bogată. Acum s-au gândit agentul, mă, nu-i trebuie bogată, dar ce fată i-o trebuie? S-a gândit și îi trebuie o fată frumoasă. Băieții vor fete frumoase. Au căutat o fată cea mai frumoasă. Și a început să-i o descrie. Uite cât e de frumoasă și spunea cât e de frumoasă. Nu-mi trebuie. Frumos sunt și eu. Bogată nu-ți trebuie, frumoasă nu, dar ce fată îți trebuie? Și s-a gândit, cred că îi trebuie o fată deșteaptă. Bun, și a căutat și au găsit o fată deșteaptă. Uite, la 24 de ani, profesoară universitară și descrie cât era ea de deșteaptă. Ce universități a absolvit doar la vârsta asta? Și face, păi nici deșteaptă nu-mi trebuie. Deștept sunt și eu. Și atunci, ăla n-a mai știut, a zis, măi omule,
Spune, fată de bogată nu-ți trebuie, fată frumoasă nu-ți trebuie, fată bogată, cum, deșteaptă nu-ți trebuie, dar ce fată-ți trebuie? Face o fată bine crescută, o fată cu bun simț, aia îmi trebuie. Facultățile și cunoștința și tot ceea ce noi acumulăm nu e suficient. Și acum revin, al doilea lucru care îl învățăm din exemplul lui Moise, pe lângă faptul că trebuie să învățăm, trebuie să cunoaștem, este școala lui Dumnezeu. Dumnezeu îl ia pe acest mare academician, pe acest mare savant Moise și îl duce cioban la oi. Acum gândiți-vă dumneavoastră, un mare savant, un mare om, un laureat al premiului Nobel, să-l vezi cu o boată în mână în fața unei turme de oi. Oare cum ar fi, cum ar sta? Ar Dumnezeu vrea să ne formeze caracterul și de aceea e bine să intrăm și în școala lui Dumnezeu și să acceptăm școala lui Dumnezeu. Și în Genesa, capitolul 46, versetul 34, se spune despre egipteni că păstoritul, ciobănitul pentru ei este o urâciune, că toți păstorii sunt o urâciune pentru egipteni, spune ultima parte a acestui verset. Și Moise a fost crescut într-un astfel de mediu. Și acum gândiți-vă, ceea ce pentru el era o urâciune, pentru el era ceva nesuportat, un fel de fobie, mai știu eu ce era acest ciobănit. Dumnezeu, ca să zdrobească încrederea în el însuși, îl trimite la oi. Și paște oile timp de 40 de ani, este cioban. Omul care cunoaște, omul care știe, omul care a învățat atâtea, dar are câteva lipsuri, pentru că învățătura lumii nu-ți formează caracterul. Caracterul trebuie format în școala lui Dumnezeu. Și atunci Moise acceptă școala lui Dumnezeu. Dumnezeu, prin împrejurările vieții, prin circumstanțele prin care îl trece, îl duce să fie cioban. Și când Dumnezeu îl cheamă, și o să vorbim despre chemarea aceasta a lui Moise, când Dumnezeu îl cheamă și spune, uite, du-te, Moise spune, Doamne, am fost deștept, am fost, am cunoscut, acum du-te că eu voi fi cu tine. Acum se schimbă lucrurile. Nu mai merge Moise fără Dumnezeu, să se încreadă în el, să spună că el e capabil, el știe. Acum merge pentru că Dumnezeu merge împreună cu el. Și Moise învață blândețea, el care era foarte grăbit, Moise care era, se aprindea foarte repede, foarte iute, foarte mânios, nu putea, a trebuit imediat să intervină, să dea, să lovească. Da, nu sunt oameni de ăștia care sunt iuți, pripiți așa, care trântesc, care urlă, nu mai suportă, repede le sare țandăra. Oamenii ăștia trebuie să intre în școala lui Dumnezeu, să învețe blândețea. Și Moise declară Biblia că era cel mai blând om de pe pământ. Dacă nu intra în școala lui Dumnezeu timp de 40 de ani, gândiți-vă când a fost 40 de ani conducătorul poporului evreu. Păi omora pe toți. Păi când vine ăla și dacă și sorul s-a cu frate-su, la un moment dat zic, ce, numai prin tine vorbește, dar prin noi nu vorbește. Și noi, Maria nu era și ea prorociță? Păi o trântea, îi dădea una de, o băga în pământ direct. Dar a trebuit ca Dumnezeu să-l zmerească și să-l călească și să dezvolte în el blândețea. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Și a ajuns Moise omul cel mai blând de pe pământ. Cel mai blând de pe pământ. E bine, când intri în școala lui Dumnezeu, m-am gândit că uneori și eu, chiar dacă nu mă pozați dumneavoastră
ca un om așa mai iute, dar câteodată sunt. Dacă îmi dădea Dumnezeu și o nevastă să mă zmerească, da, nu mi-a dat, a fost Dumnezeu. Dar dintr-o dată doi copii, știi? Doi, nu unu. Așa, gemeni, începe bine ca să îți dezvolți răbdarea. Și când se culcă unu, e agitat celălalt. Și când în sfârșit îl legem și adoarme, îl pui în pat ușor să scoală celălalt. Să se dezvolte răbdarea, să dezvolte blândețea și să nu trânt. Ce să trântești? Când ăla zbiară, ce să-l bați? Ăla-i, cum era pe vremuri, acum nu mai așa. Îl legai în scuteci, îl înfășurai cu tot felul de fâșii, cum se spune la alea. Așa face și așa era atunci. Ce să faci? Când îți biară, când urlă, când... decât să rabzi, să crească, să dezvolte în tine această abilitate sau calitate sau trăsătură de caracter, blândețea. Și învață Moise să nu se mai grăbească, să aștepte timpul lui Dumnezeu. Asta e școala lui Dumnezeu. Și încă un lucru vis-a-vis de Moise, în Evrei capitolul 11, de la versetul 24, cuvântul Domnului ne relatează despre Moise următoarele cuvinte. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Și atenție, aici e vorba de o alegere deliberată. Moise a trebuit să facă o alegere, a stat în fața unei alegeri și spune, n-a vrut să fie numit. El, prin conjuncturile vieții, a ajuns să fie fiul adoptiv al fiicei lui Faraon, dar nu a vrut. De ce? Și asta a făcut-o prin credință. Ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mâna împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Frații mei, ne stă în față o alegere. Dumnezeu așa a rânduit, așa ne-a creat, ca noi, într-un mod deliberat, noi cu vrerea noastră, să vrem să alegem. Ce alegem? Îi stătea în fața lui Moise toată comoara Egiptului. Perspectiva extraordinară, ca înaintea lui Lot, care de asemenea a fost pus în fața unei alegeri și a ales câmpiile mănoase ale Sodomei și Gomorei și a mers acolo și a investit acolo și a făcut case, a cumpărat proprietăți și într-o zi a trebuit să le lase și să fugă ca să scape viața. Așa se întâmplă cu mulți care aleg, spune aici, despre comorile acestea ale Egiptului, dar Moise a ales cealaltă opțiune. N-a vrut bogățiile lumii, n-a avut plăcerile lumii, n-a vrut Moise să fie mare pe pământul ăsta în ochii oamenilor. Spune că a vrut mai bine să sufere cu poporul, a vrut mai bine ocara lui Hristos. Stă în față și mai ales în vremea pe care noi o trăim, ai multe oportunități. Așa e societatea noastră. Dacă vrei să te realizezi, dacă vrei să faci ceva, poți să-ți faci nu o casă și nu două, poți să-ți faci multe case. Ai oportunități să muncești, ai oportunități să pleci, ai multe oportunități. Ce alegi? Care-i scopul pentru care trăiești? În funcție de scop, în funcție de priorități, o să faci alegeri în viață. Oare e o alegere înțeleaptă? Auzi, să aleg să sufăr. Păi aleg o viață confortabilă. Ce să sufăr împreună cu poporul? La ce să aleg ocara lui Hristos când pot să aleg bogățiile lumii, bogățiile Egiptului în cazul lui Moise, dar el avea ochii pironiți spre răsplătire. El prin credință,
Prin credință renunți la una, prin credință renunți la alta. Prin credință renunți, mai bine să vii la adunare decât să-ți faci o anumită sumă de bani. Asta o faci prin credință, pentru că ai ochii pironiți spre răsplătire. Va veni ziua când Dumnezeu îți va răsplăti. Să ne ajute Dumnezeu să facem o alegere înțeleaptă. Alegeri avem de făcut în fiecare zi. Să facem alegeri înțelepte. Amin. O să cântăm dintr-o cântare.